Examenele de bacalaureat din acest an sunt mai costisitoare, dar și mai securizate din punct de vedere a corupției, plagiatului și copiatului. Pentru desfășurarea examenilor, în Raionul Glodene au fost alocate surse financiare în sumă de 60.000 lei, ce vor fi împărțite la două centre de bac, care sunt Liceul Teoretic Vasile Coroban și Liceul Teoretic Lev Tolstoi. Mai multe detalii despre măsurile de prevenire a corupției și copiatului aflați în cele ce urmează. În acest an, în Republica Moldova, vor fi 100 centre de bacalaureat în care vor susține examenele de bac un număr de 28.497 de candidați. Pentru acest număr de centre, statul a alocat 12 milioane de lei, din care 7 milioane au fost cheltuite pentru procurarea camerilor video și instalarea sistemului centralizat de supraveghere. Doar în Raionul Glodeni vor fi cheltuiți 60.000 de lei, care vor fi împărțiți în cele două centre de bacalaureat, care sunt Liceul Teoretic Vasile Coroban și Liceul Teoretic Lev Tolstoi. Noi nu procurăm camere de supraveghere, aceasta este problema ministerului, a apărut un comunicat de presă prin care spune că, într-adevăr, în fiecare centru de bac vor fi camere de luat vedere. Dar noi avem planificați bani pentru susținerea și desfășurarea examenelor de bacalaureat, cât și pentru absolvirea clasei a noua. Deci, în fiecare an sunt planificați bani, în acest an avem 60.000, se organizează gratuit transportul elevilor, toate cheltuielile de bacalaureat, deci se fac de către direcția de învățământ. De atât, părinții știu și trebuie să știe că de la ei nu trebuie să fie strânși niciun fel de bani. Elevii au părere împărțite asupra acestor măsuri. Eu cred că nu este o idee bună, pentru că elevul, indiferent, el a învățat sau nu e deștept sau mai puțin deștept, el are emoțiile astea care îi încurcă să se controleze pe el și lui vine greu ca să scrie. Nu știu, cred că e o idee nu prea bună. Asta îi încalcă și dreptul copilului. Dar e părerea lor. În primul rând, cred că sunt alte chestii care ar trebui în Moldova să le rezolve și asta nu e unica problemă. Eu sunt de părerea că aceste măsuri, chiar de sunt drastice, sunt bune, deoarece, într-adevăr, copiii ar trebui să se gândească că pentru viitorul lor este bine. Ei ar trebui să scrie puterile lor ca mai departe să fie și dacă se duce la școală, să aibă cunoștințele necesare să poată face față și devii profesioniști în meseria care vor să îmbrățișeze. Și camerele video, mulți sunt de părerea că încalcă drepturile, însă totuși este bine. Totuși, specialiștii Direcția Tineret și Sport se întreabă care sunt grupurile acestor acțiuni. Direcția de învățământ nu permite. Noi nu acceptăm nici corupție, nici plagiat în învățământ chiar, în genere. Să avem regulamentele, este legislația în vigoare care nu permite corupția ca să aibă loc și nici plagiatul. Cu atât mai mult, în instituțiile de învățământ unde va avea loc, deci unde sunt absolvenți, se petrec adunări cu părinții, se discută regulamentul, în regulament chiar este prevăzut că nu se permit acumulări de bani pentru bacalaureat. Autoritățile au achiziționat cele 1200 camere video la cel mai mic preț, ce vor fi distribuite în conformitate numărului elevilor și a țărilor din centre. După examen, echipamentul va rămâne în posesia Institutului de Învățământ pentru a securiza spațiul școlar.